tiroida. Tiroida, glandă de origine endodermică, este localizată anterior traheei și laringelui. Este cea mai mare glandă endocrină, având masa cuprinsă între 15-30 grame. Prin ligamente, este legată de cartilajele laringiene, tiroid și cricoid, iar prin ligamentul suspensor se fixează de osul hioid. Volumul tiroidian este determinat de vârstă, sex, greutate corporală și de aportul de iod. Tiroida este alcătuită din doi lobi laterali, uniți între ei printr-un istm. Cel mai frecvent este prezent la nivelul istmului și cel de-al treilea lob, lobul piramidal. Tiroida este acoperită de o capsulă fibroasă. Componentele interne ale tiroidei sunt parenchimul glandular și stroma conjunctivă. Parenchimul glandular este alcătuit din lobuli, care la rândul lor sunt alcătuiți din folicul. Foliculul tiroidian reprezintă unitatea structurală și funcțională a tiroidei. Are o formă sferică și mărimi variate. Printre foliculi este prezentă stroma conjunctivă. Foliculul prezintă la exterior celule epiteliale cubice unistratificate care produc un coloid viscos, al cărui component principal este o proteină numită tiroglobulina. Aminoacidul conținut de aceasta este tirozina. Coloidul depozitează hormonii tiroidieni produși, tiroida fiind singura glandă endocrină care își poate depozita hormonii necesari organismului pentru o perioadă de circa 50 de zile. Prin iodare, din tiroglobulină se formează hormonii. Iodul, pe cale sanguină, ajunge în coloid, se oxidează și se leagă de tirozină, rezultând monoiod-tirozina sau diod-tirozina. Două molecule de diod-tirozină formează tiroxina. O moleculă de monoiod-tirozină și una de diod-tirozină formează triiodotironina. În spațiul interfolicular, în stroma conjunctivă, se găsesc diferite tipuri de celule, dintre care celulele parafoliculare, celulele C, produc cel de-al treilea hormon tiroidian, calcitonina. Aceasta intervine în metabolismul calciului, fiind produsă și de către glandele paratiroide. Tiroxina și triiodotironina au rol în procesele de creștere și dezvoltare a organismului, în dezvoltarea creierului la copii, în metabolismul energetic și intermediar. Efectele fiziologice ale hormonilor tiroidieni asupra sistemului nervos stimulează sistemul nervos periferic, diferențierea neuronilor, mielinizarea, realizarea sinapselor, produc anxietate și iritabilitate. Asupra sistemului cardiovascular cresc forța și frecvența contracției miocardice și determină vasodilatație. Asupra sistemului respirator cresc amplitudinea mișcărilor respiratorii și a ritmului respirator. Asupra metabolismului energetic stimulează termogeneza în majoritatea țesuturilor, fac excepție creierul și gonadele. Asupra metabolismului intermediar glucidic stimulează absorpția glucozei la nivel intestinal, gluconeogeneza, glicoliza și acțiunea insulinei. Asupra metabolismului intermediar protidic stimulează biosinteza proteică și catabolismul proteinelor. Asupra metabolismului intermediar lipidic stimulează lipoliza și sinteza lipidelor la nivel hepatic.
cei doi hormoni tiroidieni au efecte și asupra altor glande endocrine. Stimulează secreția de insulină de către pancreasul endocrin, stimulează producerea de parathormon de către glandele paratiroide, iar asupra glandelor suprarenale cresc secreția de glucocorticoizi și stimulează secreția de sexosteroizi. Disfuncții ale tiroidei: hiposecreția tiroidiană sau hipotiroidia. Dacă se instalează în perioada copilăriei, apare nanismul tiroidian, manifestat asemenea celui hipofizar, prin încetinirea dezvoltării somatice, dar spre deosebire de nanismul hipofizar, există o disproporție a regiunilor corpului. O altă deosebire constă în faptul că este încetinită și dezvoltarea psihică, manifestată printr-un deficit mental sever, ajungându-se până la cretinism. Alte manifestări sunt rachitismul, defecte ale dentiției, piele îngroșată și uscată. Dacă hiposecreția se instalează la adult, apare mixedemul, manifestat prin creșterea cantității de lichid interstițial, apariția edemelor, pierderea elasticității pielii și uscarea ei, scăderea capacității de memorare, voce îngroșată, somnolență, scăderea rezistenței la temperaturi scăzute, scăderea debitului cardiac, creșterea concentrației de colesterol, creșterea în greutate. Gușa endemică însoțește adeseori insuficiența tiroidiană, fiind reprezentată de o creștere a volumului tiroidian, în majoritatea cazurilor, și o secreție a unei cantități mari de coloid. Principala cauză a apariției bolii este carența iodului din alimentație și a seleniului. Gușa endemică apare frecvent în zonele gușogene, unde apa potabilă nu conține iod. O contribuție deosebită în tratarea și eradicarea gușei endemice a avut-o savantul Constantin Parhon și Școala Românească de Endocrinologie. Hipersecreția tiroidiană sau hipertiroidia este determinată de boala Basedow-Graves, fiind de 5 ori mai frecventă la femei decât la bărbați. În apariția bolii există și o predispoziție ereditară. Manifestările bolii sunt pierderea în greutate, hiperfagia, uneori anorexie, nervozitate, insomnie, intoleranță la temperaturi ridicate, miopatie, tremurături ale mâinilor, hipersudorație, piele umedă și caldă, păr friabil, unghii subțiri, pigmentarea ploapelor, exoftalmie, proeminarea globilor oculari, clipire rară, privire fixă, hipertensiune, tahicardie, insuficiență cardiacă, poliurie. Reglarea secreției de hormon tiroidien este dublă, nervoasă și umorală, prin feedback negativ. În reglarea activității tiroidei intervin hipotalamusul și adenohipofiza. Nucleii mijlocii hipotalamici produc neurohormonul TRH, neurohormonul de eliberare a tireotropinei. Creșterea TRH-ului este stimulată de scăderea temperaturii ambientale. Pe calea sistemului port-hipofizar, TRH-ul ajunge în adenohipofiză, determinând secreția de TSH, hormonul tireostimulator. Pe cale sanguină, TSH-ul, ajungând în foliculii tiroidieni, declanșează secreția hormonilor tiroidieni, tiroxina și triiodotironina. Creșterea concentrației de hormon tiroidien inhibă secreția de TRH și TSH, iar scăderea concentrației lor determină stimularea secreției de TRH și TSH. Paratiroidele. Paratiroidele sunt situate pe fața posterioară a tiroidei,
și au origine endodermică. De obicei, sunt în număr de 4, însă numărul lor poate varia. Sunt alcătuite din celule dispuse în cordoane care secretă parathormonul sau dispuse în folicul, de exemplu celulele parafoliculare, identice ca structură cu cele din tiroidă, care secretă calcitonina. Ambii hormoni controlează calcemia. Calcitonina acționează prompt și pe termen scurt. Calcitonina are și un rol de protecție a organismului matern, în sensul de a împiedica pierderile de calciu pe parcursul sarcinii. Parathormonul are o acțiune lentă și de lungă durată. Parathormonul, din punct de vedere chimic, este un polipeptid cu următoarele efecte generale. Crește calcemia, scade fosfatemia, stimulează absorpția intestinală a calciului realizată în prezența vitaminei D, scade eliminarea calciului pe cale renală, hipocalciuria, mobilizează sărurile de fosfor și calciu din oase și stimulează reabsorpția osoasă. Efectele parathormonului asupra sistemului osos are efect hipercalcemiant, realizat prin două mecanisme. Rapid și imediat, crește permeabilitatea membranară a osteocitelor și osteoblastelor, ceea ce determină creșterea calcemiei. Lent și tardiv, sunt activate osteoclastele, ceea ce stimulează osteogeneza și osteoliza. Asupra sistemului excretor, crește eliminarea fosfaților. Se intensifică reabsorbția tubulară a calciului în tubul nefronal distal, stimulează reabsorbția tubulară a ionilor de magneziu și inhibă reabsorbția de potasiu, natriu și a unor aminoacizi. Asupra sistemului digestiv, stimulează absorbția intestinală a calciului prin mecanisme active realizate în prezența vitaminei D. În ansamblu, efectele parathormonului sunt hipercalcemiante. Disfuncții paratiroidiene. Hiposecreția de parathormon determină tetanie, manifestată prin hipocalcemie, accentuarea excitabilității neuromusculare, spasme, crampe musculare, extremitățile corpului devin rigide, astenie, modificări psihice, halucinații, confuzii și insuficiență cardiacă. Hipersecreția de parathormon determină hipercalcemie, manifestată prin demineralizarea și deformarea oaselor, scăderea densității osoase, fracturi frecvente, reducerea tonusului muscular, artrite, hipertensiune, bradicardie, depresii, scăderea puterii de concentrare, formarea calculilor renali, insuficiență renală, polidipsie. Cauza hipersecreției de parathormon este prezența diferitelor tumori paratiroidiene. Reglarea secreției de parathormon. În caz de hipercalcemie, prin mecanisme de feedback negativ, este inhibată secreția de parathormon, iar în caz de hipocalcemie, este stimulată secreția de parathormon. În caz de hipomagnezie, tot prin feedback negativ, este inhibată secreția de parathormon, iar în caz de hipermagnezie, este stimulată secreția acestui hormon. Calcitonina, în metabolismul calciului, are efecte antagonice parathormonului. Ea stimulează creșterea osoasă. Efectele calcitoninei asupra sistemului osos inhibă osteoliza la nivelul osteocitelor prin inhibarea formării osteoclastelor. Stimulează osteoblastele. Asupra sistemului excretor reduce reabsorbția tubulară a calciului. În ansamblu, efectele calcitoninei sunt hipocalcemiante.
reglarea secreției de calcitonină. Hipercalcemia stimulează secreția de calcitonină, iar hipocalcemia inhibă secreția acesteia. Gastrina, secretată de celulele endocrine gastrice, stimulează secreția calcitoninei.